Cum se poate defini o ruinere interioară? Corect. Cum se poate defini o dreaptă modernă prin aportarea la acest stângism de dată recentă, să zicem? E o întrebare complementară la ceea ce am vorbit. Stângismul ăsta cult, să zicem. Stângismul cult și cult și rafinat, da, și erudit și așa mai departe, nu se pare mai degrabă pe lumea de sectă. Deci cred că este... Păi ce face asta mai devreme spre Polonia, unde mă bazez pe ce nu sunt prieteni, care urmăresc fenomenul atent, eu cred că din această direcție e greu de imaginat că ar putea să urmeze în pofida spasmelor metafizice al unui Slavoj Žižek și declarațiilor sale când impenitente, când impertinente, legate de nevoia de a-l reactualiza pe Lenin, nevoia de a repune în scenă pe Lenin, în place, în urmă, ruinat Lenin. Nu putem spune decât, revând o frază a lui Marx, prima oară tragedia, a doua oară farsă. Există ceva farsică, ceva de farsă în această stângă cum. Deci mie mi se pare că există și de la bufonerie și până la... S-a tradus o carte de Italo Calvino, mi se pare un cosmicomicării. Deci un fel de cosmicomicărie în toată povestea asta și nu o cosmogonie sau o teologie politică atât de influentă precum marxismul, care a pus în mișcare milioane de oameni. Cum îți explici că marile campanii de linșaj publice după 89 au fost